Din cele 39 de parabole, câte găsim în Evanghelia după Ioan? Ceacă cineva? A spus cineva, am auzit ceva, mai tare. Niciuna. Așa este. Așa este. Niciuna. Toate parabolele găsim în primele trei. La Matei, la Marcu și la Luca. Ceea ce m-a atras în ultimele luni, aș putea să spun, e faptul că găsești parabole la unul, o parabolă găsești doar la unul, găsești la doi și unele le găsești la trei. Știți câte parabole sunt comune celor trei evangheliști? Sunt patru. Sunt patru parabole care sunt comune și le găsești și la Matei, și la Marcu, și la Luca. Majoritatea, dacă vă plac, celor care le place statistica, majoritatea, două, trei, 26 le găsești la Luca. Și cele mai puține le găsești la Marcu, sunt 5. Adăugat încă una la cele patru comune. Care sunt cele patru comune? Parabola petecului nou și prudufului nou și vinului nou. A doua este parabola semănătorului. A treia este parabola seminței de mușcat. Și a patra, parabola vierilor ticăloși. Aș vrea în dimineața asta să vorbim de prima. Nu se intăm în toate. Prima e foarte interesantă, plină de învățăminte și sper să rămânem cu ceva în această dimineață. Dar înainte ca să vorbim de această parabolă, aș vrea să vedem câteva lucruri despre cei trei evanghelii. Pentru că sunt pe cât se poate de frumoase, pe cât sunt atât de diferiți. Și autorii și evanghelii. Ce sunt despre Matei? Cine a fost Matei? Vamă, așa, ai? A fost evreu. Și dacă mergem pe ideea timpului de atunci, a fost un trădător de neam. Pentru că mai bine erai un păcătos decât să fii un vamăș. Era mai rău. Era cel mai rău privit de cea mai joasă speță. Stai Matei. Și e foarte interesant că în momentul în care vorbește despre acest episod în care e prezentat Matei, spune despre el, e singurul care se adresează despre el, spunând că era un om. Marcu îi spune că era unul numit Levi care stătea la vamă, iar Luca, ca să fie sigur că nu avem niciun dubiu cine e Matei, Levi, un vameș care stătea la vamă. Să fie foarte clar cine este el. Se concentrează publicul evreu, oamenilor cunoscători. Dacă am putea să aducem astăzi, se concentrează Evanghelia lui bisericii. Folosește un limbaj cunoscut, nu explică foarte multe lucruri, presupune că lumea deja are anumită cunoștință, este în domeniu. Marcu, ce știi de Marcu? Ioan Marcu, dacă vă spune. Spune ce? Haideți să vă citesc felul în care el povestește despre el în Evanghelia după Marcu la capitolul 14. E vorba despre acel tânăr care îl urma de aproape pe Iisus și în momentul în care au pus soldații mâna pe el și-a lăsat hainele și-a fugit pe el. Dar în același timp e acel Ioan Marcu care a fost în prima călătorie misionară cu Pavel și care s-a speriat de cât de greu a fost și l-a părăsit pe Pavel și era foarte supărat Pavel pe el, iar Barnaba a zis, las că-l iau eu cu mine să-l formez. E încă un tânăr, dar are potențial. El e mare. Iar despre Luca, doctorul, știați că Luca nu l-a cunoscut pe Iisus? Luca aș putea să spun din descrierile și informațiile pe care le avem, este cel care s-a dus, s-a vorbit cu martorii oculari și a zis, vreau să văd ce s-a întâmplat și să mă documentez foarte bine ce a însemnat viața acestui Iisus.
Și dacă ar fi, ar putea să-i spui că e reporter. Încearcă să adauge cât mai multe detalii, să fie cât mai clar, ca lumea să înțeleagă mesajul. Întreabă pe cât mai multă lume să aibă o perspectivă amplă a elementului. Așa că avem trei oameni. Un vameș, un copil și un reporter. Care ne spun niște parabole. Care ne lasă pe pagina Scripturii niște parabole de la care noi să învățăm. Predica din această dimineață, gândindu-mă la ea ca și titlu, m-am gândit să-i spun o viață fericită sau adevărul care te distruge. Și înainte să vorbim de parabola, aș vrea să vedem puțin contextul în care apare parabola. Prima oară găsim în Matei la capitolul 9. Începând cu versetul 9 este chemarea lui Matei. E singurul om în care vameșului se spune Matei, restul îi spun Levi. Nu se pomenește de Matei. Și versetul 9 spune acolo așa. De acolo Iisus a mers mai departe, a văzut un om numit Matei, șezând la vamă. I-a zis, vină după mine, omul acela s-a sculat și a mers după el. În Marcu, găsim acest episod la capitolul 2, la versetul 14. Marcu adaugă un element. Levi, fiul lui Alfeu, care stătea la vamă. Iar răspunsul, la fel de rapid, încercește chemarea lui Iisus. Iar Luca, cum v-a spus înainte, un vameș, numit Levi, care ședea la vamă. Cam un reporter. Îl plasăm foarte bine, să nu existe niciun dubiu cine e acest Levi. Iar ca orice om păcătos, ca orice om proscris de societate, când îi se dă o nouă șansă, un om pocăit cu adevărat este extrem de recunoscător. Și ce face acest Levi, Matei? Care e continuarea? Oferă un ospăț. Pentru el, pentru prietenii lui, pentru cunoscuții lui. Biblia spune pentru vameși, pentru păcătoși, pentru toți cei care vreau să stea la masă lui Iisus. Interesant e că în Evanghelia după Matei se spune că următorul verset este pe când ședea Iisus la masă. În casă. Nu spune unde, la cine, ce s-a întâmplat. Iisus ședea la masă cu vameși și păcătoși. Asta îl interesează pe Matei. Îl interesează iertarea pe care a primit-o, întâlnirea cu Domnul Hristos și faptul că Domnul Hristos oferă șanse tuturor. Detaliile pe care le aflăm că ar fi fost în casa lui, îl oferă Luca, care spune că Levi a dat un mare ospăț în casa lui. Și atunci știm că Levi Matei este cel care găzduiește acest ospăț, care invită pe toată lumea și nu este rușine de întâlnirea pe care a avut-o cu Iisus. Faptul că acest om s-a întâlnit cu Iisus și faptul că Iisus i-a spus, vină după mine, și el n-a stat pe gânduri. N-a întrebat, stai Doamne, să vezi că... Nu. Vin. Și mai mult decât atâta, încerc să aduc cât mai mulți oameni cu mine, să te cunoască. Nu se știe niciodată. Nu e un lucru minunat, nu e un lucru frumos să vezi lucrarea lui Dumnezeu și să vezi cum oamenii se simt liberi să se apropie de Dumnezeu. Este sau nu este? Și ce fac liderii religioși și cei evrei? Într-un asemenea eveniment, într-o asemenea ocazie de bucurie, când Levi Matei primește iertarea și pocăință și își cheamă prieteni, își cheamă vameși și oamenii păcătoși să vină la apa de viață. Versetul 11. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și păcătoși? Serios. Vine Fiul lui Dumnezeu. Vine Mesia. Vine Mântuitorul. Tocmai ai văzut un vameș care părăsește totul și urmează pe Mântuitor. Și mai mult decât atâta, oferă tot ce are el mai bun pentru ca și alții să afere. Și problema ta e că de ce se stă la masă cu vameși și păcătoși? Ba mai mult în Evanghelia după Marcu, la versetul 16, e foarte interesantă. Evanghelia după Marcu e Evanghelia acțiunii. Nu se stă foarte mult pe... Tocmai de aceea are și foarte puține parabole. Se insistă foarte mult pe lucruri practice, pe lucruri care pot fi aplicate, pe lucruri trăite, pe ceea ce a făcut Iisus, pe ceea ce a făcut oamenii care au interacționat cu Iisus. Și
Episodul acesta se spune că cărturarii și fariseii au văzut și au zis. Nu au stat să se gândească, stai un pic, de ce se întâmplă aici, dar cum a fost? Am văzut ceva, știu exact ce se întâmplă, nu trebuie explicație, pun eu piesele din puzzle la locul lor și judec. Iar Luca mai dă un termen. Cărturarii și fariseii criteau. Criticau. Stăteau pe margine și spuneau oamenii ăștia nu merită acces la mântuire. Oamenii ăștia nu merită să fie iertați. Sunt prea păcătoși și totuși sunt vame și ne-am trădat neamă. Cum să faci așa ceva? Ați întâlnit astfel de oameni? Sau întâlnim doar pe pagina Scripturii cu 2000 de ani? Vă vedeți că liniștea dumneavoastră e un răspuns. Cum se poate ca dragostea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, să provoace o schimbare atât de puternică în viața unui vameș și în viața unui cărturar care ar trebui să-L cunoască pe Dumnezeu în profunzime, să aducă la suprafață critică, răutate și dezaprobare. Același om, același cuvânt, același mesaj. Acțiune fără gândire și judecată fără analiză. Poate că a fost ocazia în viața noastră în care fiecare dintre noi a fost în locul fariseilor. Și a spus, nu. Nu facem, dar nici nu sunt alții să facă. Răspunsul Domnului Hristos e foarte rapid, nici măcar nu-i lasă pe ucenici să răspundă. Și spune, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Am venit să aduc mântuire celor păcătoși, celor care știu că au o problemă și vor să scape de ea. Știu că sunt multe cadre medicale. Și mulți dintre noi, fiecare dintre noi cel puțin odată, am apelat la unul dintre ei. Sau am mers la cabinetul lui medic sau la un consult. Te duci la medic să îl asculți cât de frumos îți vorbește? Sau că îți place cum arată? Sau că îți place ce spune? Sau te duci la medic ca să te vindeci? Ca să scapi de boala respectivă? Și dacă medicul spune, nu mai faci asta, pentru că te îmbolnăvești. Deci bine, iau medicamentele, mă fac sănătos ca să, ce? Să mă îmbolnăvesc din nou? Ca să mă întâlnesc din nou cu medicul? Sau să fiu sănătos? Și să evit boala pe viitor? De multe ori, așa ne comportăm noi când vine vorba de Dumnezeu și de păcat. Ne bucurăm că Dumnezeu ne oferă vindecare, că ne oferă iertare. Și ce facem cu asta? Am ieșit în biserică și o comitem din nou. Pentru că oricum, harul lui Dumnezeu este bogat și cu cât se mulțește păcatul, cu atât harul se mulțește și mai mult. Dar de asta a fost dat harul? Să continuăm în păcate? Să continuăm să ne explicăm păcatul? Sau să ne vindecăm odată? Pentru că Matei și istoria lui și viața lui și faptul că prima Evanghelie din Noul Testament îi poartă semnătura, vedem că acest om a părăsit tot ce înseamnă viața de păcat. Da, a fost vameș, da, a fost un trădător, a fost un păcătos. Dar după ce s-a întâlnit cu Hristos și s-a oferit iertarea, s-a schimbat. Nu s-a mai întors. Doar pentru că Dumnezeu iartă și iubește și nu ne poate pedepsi. Nu? Asta nu e o idee care vine de la Domnul Hristos. Asta nu e o idee pe care Dumnezeu vrea să o avem. Dumnezeu a venit, a murit pentru mine și pentru tine ca noi să putem să trăim bine, mai corect, mai frumos, mai aproape de El. Nu să fim într-o continuă legănare așa. Astăzi suntem bine, vine luni, marți, miercuri, am și uitat ce am auzit la biserică sau ce am studiat. Și ne întoarcem din nou sâmbătă și ne cerem iertare și tot așa. Nu tot e vină. Nu pentru asta.
Matei adaugă un lucru pe care ceilalți doi nu-l adaugă în acest episod. Care Domnul Hristos le spune, duceți-vă și învățați ce spune profetul, milă voiesc. Nu vă mai uitați atât la fața omului. Uitați-vă la potențialul. Oferiți ocazia să înceapă din nou. Nu ca să păcătrească din nou, ci să trăiască așa cum Dumnezeu vrea să trăiască. Iar a doua problemă, pentru că fariseii, dacă le s-a răspuns la prima, ai zice că s-ar liniști, dar nu o fac. Se leagă de altceva. Se duc la ucenicii lui Ioan, pe care cu câteva zile înainte erau dușmani de moarte. Spun, măi, dar uite, postiți, ce se întâmplă? Trimit pe alții. Cu altă problemă, cu altă critică. Versetul 14. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis, de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postez deloc? Iar Domnul Hristos a răspuns, se pot jeli nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la el și atunci vor posti. Ești la ocazie de bucurie. Ești la ocazie în care harul lui Dumnezeu se manifestă. Și tot ceea ce postul gândește. Da. De ce nu postim? Și la ce post se referă? Pentru că Hristos Lumii spune așa. Postul era practicat de iudei ca fiind o faptă de merit și cei mai stăruitori, cei care doreau performanță, posteau de două ori pe săptămână. Ca să vadă oameni. Și erau triști. Și erau cu capul plecat. Pentru că ei sunt o legătură profundă cu Dumnezeu. Există un verset în cartea profetului Isaia, în capitolul 58, capitolul extraordinar. Dar versetul 5 despre post primește. Și spune așa, oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirit? Și să se culce pe sac și cenușă? Asta numești tu post și zi plăcută Domnului? Asta vrea Dumnezeu. Să îți pleci de mine. Nu mă interpretați că și postul este bun. Dar postul este între mine și Dumnezeu. Așa cum spune și cuvântul Scripturii, când tu postești, nimeni să nu-ți dea seama că tu postești. Postul nu e pentru o etalare publică. Și pentru ceea ce făceau fariseii. Noi suntem rugați și farisei, noi suntem sfinți, de pe postim chiar de două ori pe săptămână. Postul e între mine și Dumnezeu. Postul e ca să mă aducă mai aproape de Dumnezeu, să-mi ofere un timp în care să mă pot hrăni din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu să mă etalez în fața prietenilor și frații. Și în acest context, Domnul Hristos simte că e nevoie să dea ochi. Și această pildă a petecului nou, a pildului nou. Iată ce spune. Versetul 16 din Evanghelia după Matei. Nimeni nu pune un petic de pustat nou la haină veche. Pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Iar în Evanghelia după Marcu, nimeni nu coase un petic de pustat nou la haină veche. Astfel, peticul de pustat nou rupe o parte din cel vechi. Și mai rea ruptura se face. Iar Luca, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic, ca să-l pună la haină veche. Alminter se rupe și haina cea nouă. Și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Haideți să încercăm un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă la o haină a voastră. Care vă place mult. Dar, fiindcă v-a plăcut așa de mult, ați purtat-o mult și poate nu mai așa de nou. Și vă duceți la cumpărături. Și vedeți o haină frumoasă nouă. Și zice, a, nu iau. De ce? Păi uite, mi s-a rupt asta veche, cumpăr pe asta nouă, o tai și o lupesc aici. Și am haina veche, care sunt legați sentimental,
care am trecut atâtea zile și atâtea luni și atâtea ani, nu vreau să renunț la ea. Îmi place prea mult. Da, ia asta nouă, e foarte frumoasă, portai și asta pe mine. Ați face așa ceva? Cine ar face așa ceva? Păi haina nouă, folosești pe haina nouă. E frumoasă. Și atunci când vine vorba de Dumnezeu, de ce facem asta? De ce insistăm atât de mult și ținem cu dinții de părerile noastre, de concepțiile noastre, de interpretările noastre? Când Dumnezeu îți oferă o haină nouă, perfectă, așa cum vrea El, 100%, și tu zici, da, îmi place, e fain, dar o să iau asta de aici, iau mâneca asta, iau buzunarul ăsta, dar aia nu pot să iau, că prea mult, prea de tot. Și pun la haina mea. O să arate bine? Peticirea asta. Da, luăm principiile de bază. Nu omorâm pe nimeni. Nu furăm de la nimeni. Dacă totodată, știi, situația este excepțională, mai facem o excepție de la regulă. Și nu luăm tot principiul. Așa cum a spus Dumnezeu. Luăm o parte. E bun. E la modă să fii creștin. Dar să fii un copil al lui Dumnezeu 100%, dacă citești toată Scriptura și vezi toată istoria și citești tragedia veacurilor, să fii 100% al lui Dumnezeu, n-a fost niciodată. Și nu va fi niciodată. Pentru că a fi 100% al lui Dumnezeu înseamnă să lași tot ce crezi tu că e bine, toate soluțiile tale, toate rezolvările tale, toate interpretările tale și să iei Cuvântul lui Dumnezeu pe de-a întregul. Așa cum a fost dat. Așa cum Dumnezeu a vrut să-L accepți în viața ta. Nu cu petec. Chiar dacă e un petec extraordinar de la o haină superbă. Haina ta veche. Lăsat. Concepțiile tale care le-a avut 10 ani, 15 ani, 20 de ani, 30 de ani. Dar Dumnezeu ți-a descoperit că nu sunt ok, nu sunt bune, trebuie să mergi mai departe. Lasă-le. Și partea ironică este că atunci când încercăm să peticim, să ne peticim viața cu principiile lui Dumnezeu, e că acel petec face ruptura și mai mare. Ceea ce era venit să acopere și să ascundă, dezvăluie și mai puternic defectul și problema. Și ceea ce este și mai trist e că fiecare dintre noi, la un moment dat, am stricat darul perfect al Dumnezeu. Ne-a dat ceva bun. Ceva perfect. Ceva care, dacă l-am ascultat, am ajunge să avem pacea pe care prea puțină nu are. Și, în ultimă instanță, am ajunge să avem viața veșnică și să avem din greșeală. Dar câteodată lucrurile de aici ne plac așa de mult. Părerile noastre sunt așa de importante. Gândirea noastră e așa de valoroasă. Încât îi dăm le lecții lui Dumnezeu. Și arătăm noi cum ar fi trebuit să ne facă El haină. Hristos în Lumina Lumii, în capitolul Levi Matei, capitolul 28, spune așa. Mii de oameni fac aceeași greșeală pe care au făcut-o fariseii când Hristos i-a mustrat la masa lui Matei. Decât să renunțe la vreo idee cultivată cu plăcere sau să părăsească vreun idol al părerilor proprii, mulți refuză adevărul care coboară de la Tatăl Luminii. Ei se încred în propria persoană, se bazează pe înțelepciunea lor și nu dau seama de sărăcia lor spirituală. Ei stăruie să fie salvați printr-un mijloc care să le dea ocazia să facă vreo lucrare însemnată. Când văd că nu este posibil să amestece eul în lucrare,
e leapă de mântuire oferită. Cum pot să renunț la mântuire? Și din păcate răspunsul e simplu. Cum merg? Sau cu o haină pe care nu vrei să o schimbi cu ceva mai bun, pentru că ții prea mult la ea. Iar Iuda nu se oprește aici. Domnul Iisus merge mai departe și spune așa. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, și ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. În Marcu, nimeni nu pune vin în burdufuri vechi, vin nou în burdufuri vechi, căci vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăvădesc. Ci vinul nou este pus în burdufuri noi. Iar Luca, așa cum ne-am obișnuit, e cel care oferă foarte multe detalii, mai multe detalii decât ceilalți doi. Nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Al minteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăvădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și acum vine versetul 39. Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. Ar părea că la prima vedere s-ar contrazice cu ceea ce am spus. Înainte ca să discutăm versetul 39. La ce se referă burdufurile? Poate în ziua de astăzi și în societatea în care trăim, n-am prea avut ocazia să avem de-a face cu burdufuri noi, burdufuri vechi. Din ceea ce spune comentariul biblic, în vechime, în timp aceste burdufuri, când erau făcute din piele de animal, își pierdeau elasticitatea, se uscau și se întăreau. Iar în momentul în care venea un vin nou și stătea puțin în el, nu mai oferea elasticitatea pentru dilatare și se spargea. Se pierdea totul. Și burduful, și vin. Și pilda care l-a spus-o legat de burduf, fiind foarte obișnuit și familiar cu subiectul, n-au cum să nu înțeleagă. Asta e frumusețea parabolei Domnului Hristos, pentru că ia lucrurile cu care te confrunți zilnic și te face să înțelegi niște adevăruri profunde. Era foarte clar că le-a spus iudeilor, sistemul vostru este uscat. Nu mai poate să țină învățătura pe care eu aduc și pe învățătura pe care trebuie să o păstrați. Și se pare nouă. Dar nu e nouă. Domnul Hristos n-a adus nimic nou. A readus ceea ce Dumnezeu a dat prin oameni. Oare suntem și noi uscați și rigiți? Când am crezut niște lucruri și avem niște păreri, iar Dumnezeu vine prin cuvântul Său și ne spune nu așa? Și efectiv nu mai suntem capabili să acceptăm adevărul pe care El îl descoperă? Pentru că asta e istoria acestei pilde. Nu mai ești capabil de faci tu, cu mâna ta, incapabil să poți primi adevărul pe care Dumnezeu vrea să-ți dea. Și ai putea spune, dar de ce nou? De ce vin nou? De ce trebuie să ne înnoim? Două lucruri. Nașterea din nou. Și un verset care mi este foarte drag și aș vrea să-l citim în Ieremia, la plângerul lui Ieremia, pardon, la capitolul 3. Versetul 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Adică Dumnezeu vine în întâmpinarea ta și în fiecare dimineață îți dă binecuvântări noi, îți dă descoperiri noi. Și tu spui, nu, nu știu ce a fost până acum. Nu mai vreau să acum. Pentru că a afla mai mult înseamnă mai multă responsabilitate. Înseamnă că lupta mea nu s-a terminat. Înseamnă că trebuie să cresc. Înseamnă că n-am ajuns în vârf. Înseamnă că trebuie să fiu mai bun. Să studiez mai mult.
citesc mai mult, să descopăr mai mult pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu infinit. Și sper ca toți care sunt în prezență ne petrecem veșnicia în a-L descoperi pe Dumnezeu. Și unde va ajunge. Creșterea nu poate să se întâmple fără lucruri noi. Fără a descoperi lucruri noi în Dumnezeu. Fără a studia din nou și din nou același verset și de fiecare dată a descoperi lucruri noi. Pentru că asta face Cuvântul lui Dumnezeu. Nu te lasă, nu-ți spune, gata, ai tot, de aici nu mai nimic învățat. E o sursă infinită de informații, infinită de lecții, care vin prin înțelepciunea lui Dumnezeu exact ce avem nevoie, când avem nevoie. Dar un lucru foarte important. Trebuie luate așa cum spune Domnul. E nevoie de un așa spune Domnul. Nu așa cred eu. Asta e părerea mea. Cred că asta e soluția cea mai bună. Până când nu ajunge să ne trăim viața printr-un așa spune Domnul, primul viață fericită. Și așa cum se întâmplă cu burdufurile astea care se învechesc și se usucă, în momentul în care Dumnezeu vine și vrea să dea aceste binecuvântări și bunătăți noi, nu te vor ajuta. Te vor distruge. Adevărul te poate distruge. Dacă tu nu te pregătești să-L primești în plinătatea Lui. Dacă nu ești pregătit pentru ceea ce Dumnezeu are să descopere. Pentru că vrea să descopere. Și că spuneam de versetul 39, ceea ce adaugă Luca cu mai bun este vinul vechi. Hristos spune că o persoană deprinsă cu vinul vechi găsește că el este plăcut gustului lui. Îi se potrivește mai bine și acesta este îndeajuns. Nu vrea să-și schimbe tabie. Am primit odată. Poate la botez, poate după botez, poate în experiența noastră creștină la un moment dat. Adevărul lui Dumnezeu cu inimă deschisă, cu inimă largă. Și am spus, asta este adevărul și trebuie să-l adoptăm în fiecare aspect al vieții noastre. Și poate că la un moment dat, pe drum, ne-am oprit. Și am zis, a, e bine. Stăm bine. Apocalipsa spune despre cineva care crede că este bine și nu duce lipsă de nimic, dar de fapt nu știe. Acest vin vechi și burduful vechi, exact la asta se referă. Exact la asta spune și Evanghelistul Luca. Oameni care sunt prea comozi să se ridice și să meargă la următorul nivel. Să spună, mulțumesc lui Dumnezeu ce m-ai descoperit până acum, dar vreau mai mult. De prea multe ori ne găsim între categoria oamenilor care spun, nu-mi spune adevărurile astea, pentru că dacă o să le spun, îmi le spui și o să le știu, sunt responsabil pentru ele și trebuie să fac o schimbare. Așa mai bine nu-mi spune. Ajunge cât știu. E suficient. Dar să știți că consecințele neascultării lui Dumnezeu în absolut orice aspect și orice măsură, oricât de mic ar fi, sunt dezastruoase. Și în timp ce studiam această parabolă, mi-au venit în minte două exemple. Primul îl găsim în Doi Împărați, la capitolul 20. Este vorba despre Ezechia, care a fost un împărat bun, credincios. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune, puneți în el toate lucrurile, că e gata, s-a terminat. Și Ezechia spune, la urmă, nu,
dar uite cât am făcut, dar uite ce credincios am fost, dar uite ce-am făcut în poporul ăsta. Hai, te rog, ai milă de mine. Și Dumnezeu zice, bine. Versetul 6 spune, din versetul din capitolul 20, că m-a adăugat 15 ani. Wow! Ești în fața morții și te rogi și Dumnezeu, Dumnezeu spune, păi m-a adăugat încă 15 ani. Ce face Ezechia în acest timp de har? În care Dumnezeu i-a mai dat 15 ani, ca să continue trendul care l-a început, să fie credincios, să aducă poporul lângă Dumnezeu, să facă reformă. Să-i apropie de Dumnezeu, să cunoască mai bine pe Dumnezeu. Știți ce face? Versetul 13, dar înainte de versetul 12, e un subtitlu. Știți-l din asta. Versetul 13 spune așa. Ezechia a ascultat pe sori și le-a arătat locurile unde erau lucrurile de preț, argintul, aurul, mirodenile, unde lemnul scump, casa de arme, tot ce se află în vestirilor. N-a fost nimic pe care să nu-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile. Ce se întâmplase? Auziseră alți demnitari de vindecarea lui miraculoasă și de momentul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui. Și vin să vorbească cu omul ăsta. Vin să vorbească cu Ezechia, să descoperă pe Dumnezeu. Și ce îl descoperă Ezechia? Ia uite ce costumă. Ia uite ce mașină. Ia uite ce casă. Ia uite ce avere. Ia uite ce conturi. Uite ce. Ce împărat bun sunt eu. De ce am realizat. Și spune textul că n-a fost nimic care să nu le fie arătat. A fost o carte deschisă. Pentru asta ți-a dat Dumnezeu 15 ani. Pentru asta ne dă Dumnezeu har. Ca să fim mândri. Ca să ținem la părerile noastre. Ca să acoperim păcatul. Ca să arătăm oamenilor cine suntem noi și nu cine este El. De asta ne dă. De asta avem har. Și istoria lui Ezechia nu se termină aici. Pentru că în acești 15 ani se naște un fiu. În acești 15 ani se naște un fiu pe nume Manase. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. 55 de ani în care ce a făcut? Versetul 2. Ce este rău înaintea lui Dumnezeu. A fost cel mai rău rege pe care l-a avut regatul. În vremea lui s-au făcut cele mai multe lucruri. S-a îndepărtat lumea cel mai mult de Dumnezeu. Pentru asta am primit har. Dumnezeu ne-a dat har ca să fim mai buni. Ca să aducem mai mulți oameni lângă El. Să-L scoatem pe El în evidență. Nu să ne peticim vieții. Nu să nu mai acceptăm adevărul care este nou în fiecare zi dacă îl studiezi. Și vă spuneam de un al doilea exemplu care este atât de trist. În 1 Cronici, la capitolul 10, versetul 13. Un alt om cu favoarea lui Dumnezeu. Un strâng Dumnezeu. Sau versetul 13 spune așa. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morți. Un om binecuvântat de Dumnezeu. Un om care spune într-o ocazie, nu pot să mai aștept, trebuie să aduc jertfa, că nu pot să plec la război fără să mă rog Domnului. Și Dumnezeu îi spune, nu este bine. Justificarea ta nu este bună. Trebuie să asculți de Dumnezeu peste tot, oricând, în orice circunstanță. Și nu există excepție de la regulă. Nu există. Pentru că păcatul, oricât de mic ar fi și oricât de justificat ar fi, are o chestiune interesantă. Cu cât îl explici mai mult, cu atâta încep să nu mai vezi. Și când încep să nu mai vezi, și Dumnezeu vine și îți spune, ai grijă de acolo până te ieși și nu faci bine. Este la anii. E prea arătat. Hai, să nu fii extremiști. Și te distrage.
adevărul care ar trebui să ți-l descopere pe Dumnezeu, care ar trebui să te apropie de Dumnezeu, te va arunca de tot. Și nu din cauza de Dumnezeu. Din cauza ta. Pentru că zi după zi, săptămână după săptămână, an după an, te-ai obișnuit. Te-ai obișnuit cu păcatul. Te-ai obișnuit cu peticile. Te-ai obișnuit, astăzi aplic, mâine știi, sunt circunstanțe atenuante și acum de data asta trecem cu vedere. Și așa trec zilele, săptămânile și anii și în momentul în care Dumnezeu cu ultima sforțare spune trezește-te, nu e bine unde ești. Răspunsul tău să fie Doamne, lasă-mă în pace. E prea de tot. Un ultim citat din Hristos în lumea lumii. Omul trebuie să fie golit de eul lui înainte de a putea fi, în înțelesul de plin al cuvântului, un credincios în Iisus. Când s-a renunțat la eu, Domnul poate face din om o făptură nouă. Vase noi pot să cuprindă vin nou. Iubirea lui Hristos îl va însufleți pe credincios cu o viață nouă. În acela care privește la începătorul și desăvârșitorul credinței noastre, se va manifesta caracterul lui Hristos. Haideți să fim noi oameni. Haideți să fim noi vasele ale noi, în care Dumnezeu poate să-și toarne bogăția binecuvântărilor și descoperirilor sale. Haideți să renunțăm la tot ceea ce ne ține legat de hainele astea vechi. Oricât de emoționale am fi și oricât de mâine am făcea. Haideți să luăm tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Să ascultăm în totul, totul, tot. Fără excepții. Excepțiile la regulă nu sunt pentru noi. Excepțiile la regulă e doar lucrarea celui care știe care puțină vreme. Foarte puțină vreme. Și din păcate noi suntem mult prea liniștiți. Lumea în jurul nostru, să știți că va evolua fie că vrem, fie că nu vrem. Important e cum suntem noi. Cum suntem noi cu Dumnezeu. Îmi doresc ca Dumnezeu să facă din fiecare dintre noi o făptură nouă. Să ne descopere voința Lui și să ne dea puterea de a înfăptui tot ceea ce ne cere. Pentru că doar așa, doar așa putem să fim pregătiți pentru a trăi o veșnicie și pentru a-L redescoperi pe Dumnezeu în fiecare zi. Amin. Amin. Thank you.